Sărea decis la nivel național, așa cum bine ați amintit, crearea unui pol de dreaptă cu forțele de dreapta liberale non-PSD, anume PMP și Forța Dreptei, și primul pas va fi candidatură comună pentru alegerile europarlamentare. USR Neamț susține acest demers, a votat un mandat de încredere pentru a începe aceste negocieri, negocieri care vor fi purtate de către președintele Drulă, și așteptăm să termine cu succes la nivel național. La nivel local, urăm gânduri bune, succes și înțelepciune colegilor de la PMP cu privire la deciziile strategice pe care le-au luat în ultimii 7 ani și pe care urmează să le ia. Și până când nu se finalizează acest proces intern în cadrul partidului respectiv, în primul rând de clarificare a situației lor și de claritate, în momentul de față nu putem vorbi de alte decizii din partea noastră. Dar aici vorbim nu despre un ceai băut la întâmplare într-o dimineață de noiembrie, ci de decizii care țin de construcție pe termen lung. Iar dacă tu ai susținut constant, fără să clipești, un PSD cu Ionel Arsene, care a făcut praf Spitalul Vechi, care a pus o mare bombă în Spitalul Județean Nou, neacționând la timp, nu poți reprezenta acum, fără ca tu, pe Neamț, să discuți cu claritate această problemă mare, bombă, cât casa, din curtea ta, să intri în decizii și discuții cu USR Neamț. De asta le urez mult succes, gânduri bune, înțelepciune, să se clarifice ce vor ei de la ei în primul rând și apoi discutăm și noi cu ei cu drag. Dar noi susținem în unanimitate decizia națională de a face guvernare cu PMP, guvernare, întâi liste electorale comune și cu Forța Drepte, menționând în fața dumneavoastră, publică tuturor, că situația de la Neamț în relația cu PMP este una aparte, specială și nu intră în marea logică națională, pentru că, în primul rând, PMP Neamț nu este clarificat. Înțeleg că acum jumătate de echipă a mers cu domnul Chitic la PSD, jumătate vor să meargă în altă parte. Adică noi nu putem să intrăm într-un dialog cu cineva care are organizație în haos total și care spune noi vrem pe centru dreapta, dar 7 ani a susținut constant numai haosul de la Consiliul Județean, care este antivalorile noastre.